Bună dimineața și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Delta Elicris. Astăzi vă vom prezenta grădina noastră. Haideți să începem. După cum vedeți, aici am un copac, un piersic. Da? Nu-i merge foarte bine, dar asta e. Am și un prun. Uitați-vă acesta. Asta s-a vrut a fi un... Este de fapt un corcoduș, dar nu prea s-a prins, dar după cum se vede, are ceva viață în el. Mergem mai departe. Un alt prun micuț și aici am avut niște pătrunjel, dar este de anul trecut și l-am mai îmbătrânit. Și de aici începe grădina. Haideți să începem un pic cu castraveții. Aici, după cum vedeți, acest teren trebuia tot să fie cu castraveți, dar au ieșit decât aceste cuiburi. Ia priviți. Deja le-a dat flori. Da? Deci aici avem doar castraveți. Partea aceasta avem ceapă. Vedeți? Ceapă. Am pus 15 rânduri de ceapă, cam mult anul acesta, dar asta e. I-am dat și ultima sapă la ceapă și va trebui să înainte să o culc, pentru că culcatul cepei știu că se face atunci când ea se îngălbenește, frunzele se îngălbenesc. Atunci o voi culca, dar înainte de culcat, eu voi rupe niște frunze, le voi toca mărunt și le voi băga la congelator pentru că sunt foarte bune iarna la o plăcintă, cum ar fi cu brânză sărată și mărar, da? La o salată orientală, la tocănițe, deci eu îmi păstrez și din ceapă verde la congelator pentru că este foarte, foarte bună. Încercați și o să vedeți. Mai departe. Aici am 3 rânduri de cartofi. Da? Vedeți. Poate vă întrebați ce soluții folosim. Anul trecut am folosit ardei iuți, pisați mărunt, în 2-3 litri de apă. Și am stropit, dar în acesta nu am mai avut ardei și atunci am folosit molipsan. Să știți că este foarte bun, chiar a dat rezultate, după cum vedeți. Nu au gândaci. Perfect. Mergem mai departe. Aici avem roșii. Mi-au ieșit și câteva roșii. Ia să vedem. Ia uitați aici. Vedeți? Oh. În zona asta avem roșii. Bun. Mergem mai departe. Aici am 2 rânduri de... Practic 3, dar mi-au ieșit decât 2 rânduri de pătrunjel. Aici avem morcov. Ridichi care le-am mers foarte prost anul acesta. Au fost foarte lemnoase așa, dar eu le-am mai ținut și le-am dat la găini, pentru că am și găini. Lângă ridichi avem salata. Da? Bun. Aici mi-am pus un rând de mazăre. Deci mazăre, un rând de mazăre. Mai au și din întâmplare și 2 dovleci pe aici, dar nu știu cum. Aici am pus niște ceapă, aici am pus niște fasole verde, care la fel
Nu voi lăsa să îmbătrânească. Când se formează, o voi pune la pungulițe în congelator și va fi o nebunie fiartă și mujdei de usturoi. Aici mai am niște varză care am mai luat din ea și am pus în altă parte, deci am rărit-o și trebuie să mai iau să mai pun. Mai departe am două cuiburi de dovlecei pentru că abia aștept să fac pane. Ia uitați ăștia. Ia uitați ce frumos. Deja i-a dat, vedeți? Ai. Foarte tare. Aici este Cristi. Sapă pe penii pentru că grădina nu se întreține chiar așa ușor. Noi încercăm pe cât posibil, cum vedeți, să o întreținem. Dar vă dați seama, nu va fi tot timpul așa curată cu de buriană. Bună dimineața, Cristi! Bună dimineața, oameni buni! Ce faci, mami? Uite! Încerc să mai scot iarba de aici. De la pepe, nu? Da. Ia să arătăm aici. Aici avem pepeni, dar acum nu o să vadă chiar foarte bine, pentru că ei sunt în verdeață, în burieni. Dar Cristi... Mă omoară stuful. Sapă și eu cu grebla voi strânge toată buriana. Dar după cum vedeți, grădina noastră are foarte mult stuf, pentru că acum 50 de ani aici, în delta Dunării, în spatele caselor a oamenilor, și aici la noi a fost apă și de aia s-a format stuful. Și bineînțeles că noi vrem să mâncăm sănătos și nu folosim erbicide, nu, pentru că îmi pare normal că stăm la țară să mâncăm sănătos, să nu folosim erbicide. Aici am ardei, capia, gogoșar. Ia uitați ce frumos au făcut, dar știți de ce? Pentru că am folosit compost de fecale de păsări. Practic am pus într-o găleată, am pus apă și am lăsat vreo 3-4 zile și după aceea am pus seara câte o cană la fiecare cuib. Și ia uitați ce frumos au făcut aldeii. Și așa am folosit la toate legumele. Pentru că nu vrem să folosim chimicale. Aici am două tufe de cimbru proaspăt. Da? Aici am un rând de vinete. Ia uitați ce frumoase sunt. Aici mai am un rând de roșii. Și aici, vedeți, zona asta noi mai trebuie să o săpăm. Pentru că aici se vede că noi am săpat. Aici am pus noi varza. Da, uite, s-a prins. Cum am pus noi varza? Am rupt primele frunze. Chiar o să și vă arăt. Poate sunteți interesați. Scuze, Cristi. Ia fiți atenți cum am pus noi mai puțin. Ia fiți atenți. Deci se rupe ăla asta, o varză, și începem prin a înlătura frunzele mari. Și ia priviți. Exact așa. Și ea, în momentul în care o plantez, astea se vor mai usca, dar important este că mijlocul va supraviețui și ea își va reveni. Și din când în când, ea când mai crește, mai trebuie copilită, sau nu știu cum se spune, frunzele de la bază se vor mai rupe pentru a forma căpățâna. Am învățat și noi treaba asta și de ce nu să vă spunem și dumneavoastră. Și uitați rezultatul aici, la... Vedeți? Ia uitați. Op. Desapun. Dar aici vom da cu sapa și se va vedea foarte, foarte frumos.
pentru că zona asta ne-a mai rămas de sapă. Merge treaba, Cristi? Merge! Greu, dar... Cu stuful ăsta ne omoară. Au, te stuf? Cât cuprinde? Încet, încet. Terminăm. Deci toată partea asta, zona asta, avem pepeni galbeni și roșii, când se vor face mari. Vă vom arăta. Uitați deja aici. De-aia o să îi săpăm. Să vadă. Aici mai am 4 rânduri de cartofi. I-am pus pe ăștia mai târziu ca să i-am de toamnă. Și, bineînțeles, voi intra cu sapa și aici, că vedeți, buriana este inamicul nostru. Mergem mai departe. Deci zona asta o mai avem de săpat. Aici am dovleci, bostani. În mod normal, noi îi punem pentru găini, pentru că îi fierbem cu pește și mai fac eu câteodată o plăcintă. Da. Pepeni, uite și masă au făcut. Foarte frumos. Și cât vedeți cu ochii, aici avem porumb care l-am săpat. Și am avut o problemă cu porumbul. Știți că v-am mai spus în video anterior. El de fapt și de drept trebuia să fie tot așa mare. Vedeți că avem și mare, avem și mic. Dar ce s-a întâmplat? Rățișoara ni l-a mâncat, pentru că prima oară noi nu am pus porumb din acela tratat și am mai pus a doua oară și o să vă arăt cum a ieșit. Vedeți, este și mare, este și mic. Ia să mergem să vă arăt. Ia vedeți? A început să iasă ăla că l-am pus a doua oară. Cum... Am săpat noi aici, să știți că n-a fost ușor, dar nici greu în același timp, pentru că atunci când lucrezi pentru tine, treaba merge mult mai bine. A băgat Cristi motosapa pe rânduri, da? Pe șanț, sau nu știu cum se spune. Deci a băgat Cristi motosapa pe culoar, să-i spun așa, că nu știu cum se spune. Iar eu, printre rânduri, am dat cu sapa și uitați ce frumos. Treaba asta am făcut-o săptămâna trecută, o să mai facem săptămâna viitoare, ca el să crească puțin mai mare și cam atât. Și abia aștept să mâncăm porumb fiert. Nu, Cristi? Da? Abia așteptăm să mâncăm porumb fiert. Vine și timpul ăla. Da? Știi, mă gândeam. Bună, Sașa, bine ai venit. Da, dragul meu. Sașa, mă gândeam că țăranul spune că trăiește mai mult. Mie mi se pare și normal, nu? Dacă stai și te gândești, țăranul face sală, da, zi de zi, aproape. Da. De aici cred că vine sănătatea. Absolut. Nu de la mâncare neapărat. Într-adevăr, este mult mai ecologică, mult mai sănătoasă, dar munca, sala asta, e numai bună. Normal, în fiecare zi, făcând mișcare, 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 te ține cu tonusul ok. Deci, sală gratuită. Adevărat. Acum termin și intru și eu. Nu-i așa, Sășica? E șefa. Ce faci, mă, Sășica, mă? Ai venit să vezi dacă face Cristi treabă bună, mami? Hey! Iubitele, mămica, ce faci tu? Așa este, dragii noștri. Avem aici sală gratis. Care mai dorește, care mai poftește. Da. Nu este ușor să întreții un așa teren, dar legumele, cât sunt mici, ne place să le îngrijim, să le întreținem. Și atunci când încep să dea roade, vă dați seama că le mai lăsăm și în buriană, pentru că asta e. După aia se face curățenia de toamnă și nu o să mai fie nevoie să sapi tot timpul.
cam acestea fiind spuse, asta a fost grădina noastră. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Cristi, în încheiere. Numai bine, oameni buni. Și să vină ploaie. Mie aia îmi place. Da, să vină ploaie, dar să știți că chiar a plouat acum două zile și suntem foarte fericiți. După cum se vede, pământul este umed. Încheiere, un like, un subscribe. E binevenit întotdeauna. Mulțumim și pe curând. Numai bine, oameni buni. S-a auzit numai de bine.